Inginerul Gheorghe Ursu, unul dintre cei mai cunoscuți luptători împotriva regimului comunist, a murit în 17 noiembrie 1985 în urma bătăilor pe care le-ar fi primit de la Marian Pârvulescu și altor ofițeri de securitate. În motivarea sentinței de astăzi, judecătorii nu-i recunosc lui Gheorghe Ursu nici măcar dizidența față de regimul Ceaușescu, fiul său care încearcă de 33 de ani să obțină condamnarea ofițerilor de securitate care l-au anchetat pe tatăl său, spune că sentința este absurdă și că o va ataca la ce. Este o rușine, o batjocură a actului de justiție în România. Ne socotește drepturile tuturor victimelor comunismului. Mulți dintre ei au venit, au fost martori la proces. Am observat o atitudine ostilă, dușmănoasă, cum spun chiar securiștii, la acest complet de judecată împotriva noastră. Împotriva martorilor pe care le-am chemat, împotriva martorilor care au fost victime ale regimului comunist, ale securității în anii 80, și pe care i-a intimidat, o sentință care copiază, efectiv cuvânt cu cuvânt, nu numai sentința Mihaelei Neță, judecătoarea de la Curtea de Apel care i-a achitat inițial, dar care copiază cuvintele, tezele securiștilor care au venit ca martori ai apărării. Gheorghe Ursu a fost arestat și anchetat după ce securitatea a descoperit în jurnalul său că a trimis înregistrări la Europa Liberă care dovedeau că Ceaușescu a oprit consolidările clădirilor din București la doar 5 luni după cutremurul din 77, punând în pericol populația. Apelul lui Gheorghe Ursu către Europa Liberă este semnificativ ca gest de disidență, cu atât mai mult cu cât el a fost singurul din vreo 300 de participanți care a vorbit public despre ce s-a întâmplat acolo și a avertizat, ne-a avertizat pe noi toți în legătură cu decizia lui Nicolae Ceaușescu de a stopa, de a interzice consolidarea clădirilor avariate de cutremur. Germina Năgâț, membra Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității, consideră că verdictul judecătorilor este o reabilitare a securității lui Ceaușescu. Ea spune că CNSAS are o arhivă care măsoară 28 de kilometri de dosare de urmărire făcute de fosta securitate. Mi se spune că nu a existat o stare de adversitate între securitate și populația României. Sentința de astăzi a desființat situația premiză, adică a contestat faptul că moartea lui Gheorghe Ursu se înscrie într-o politică de stat, adică este urmarea unor metode de lucru pe care securitatea le aplica în urmărirea, în supravegherea informativă și urmărirea informativă și în anchete. Se contestă faptul că ar fi existat un sistem care a produs acest gen de situație, iar cei doi inculpați, Pârvulescu și Hotiș, ar fi reprezentanții și actorii acestui sistem. Asta se neagă. Nu se neagă faptul că Gheorghe Ursu ar fi murit în urma bătăilor încasate în anchetă. Într-o postare pe Facebook și ministrul Justiției Alina Gorghiu a afirmat că decizia definitivă a judecătorilor validează oricare formă de represiune, de tortură și legitimează instrumente de forță care aruncă în obscur drepturi și libertăți fundamentale. În urma reacțiilor apărute după verdict, Înalta Curte a precizat că judecătorii au obligația de a se pronunța exclusiv pe baza probelor în raport cu faptele și de a respecta garanțiile procedurale și a publicat motivarea în acest caz. În document, judecătorii arată de exemplu că la nivelul anului 1985 nu se mai poate considera că există o intenție clară de exterminare sistematică a oricărui opozant din partea autorităților statului prin acte materiale ce s-ar circumscrie infracțiunii analizate și care să permită încadrarea oricărui comportament nelegal față de persoanele aflate în detenție în acest tip de infracțiune.